Sunt Mara Răducanu și vă spun bine ați venit la interviurile Gândul Exclusiv. Andrei Cavassi este exemplu concret că talentul se moștenește din familie și că acolo unde este muzică este și har. Invitatul meu este la a patra generație de muzicieni din familia sa. Andrei Cavassi, îl avem aici alături de noi la interviurile Gândul Exclusiv și vreau să-i mulțumesc pentru prezența sa. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Și aș vrea, Andrei, să vorbim puțin despre povestea ta. Uh-huh. Aș vrea ca dincolo de muzicianul care ești astăzi, să vorbim puțin și despre cum a început călătoria ta în muzică. Știu că faci parte dintr-o familie de muzicieni. Da. Cât de mult te-a inspirat și cât de mult te-a responsabilizat acest lucru? Sunt la a patra generație de muzicieni în familia mea, din partea tatălui meu. El a fost violoncelist, tatălui a fost dirijor și străbunicul meu a fost tenor. Deci pot spune că muzica a fost întotdeauna parte din viața mea, într-un fel sau altul. Însă, nu știu, de mic am simțit în mine altceva, cumva, o dorință de a mă exprima liber și o dorință de a scăpa de rigorile atât ale muzicii clasice cât și ale unei societăți care la vremea aia simțeam că nu-mi dă voie să fiu așa cum mi-aș dori eu. Am început cu studiul pianului când eram foarte mic și ulterior, pe la vârsta de, cred că 9 ani, am trecut la violoncel. Însă, ca să fiu sincer, pentru mine violoncelul, adică faptul că sunt violoncelist, nu știu dacă mă definește neapărat. Pentru mine instrumentul acesta este doar un instrument, cum este și cuvântul. Este un mod de a exprima ceva ce am în suflet și un mod de a mă conecta cu publicul. Nu îmi doresc să cânt perfect tehnic sau să fiu un virtuos al instrumentului. Îmi doresc să mă conectez cu publicul, să pot să schimb sentimente cu ei și prin acest instrument pot realiza acest lucru. Deci, cumva, am studiat violoncelul datorită tatălui meu, însă pentru mine este doar un instrument, nu este un deziderat de a fi un tehnician perfect al acestui instrument. Cum ai descrie muzica ta, Andrei? Ce transmiți? Ai spus mai devreme că este foarte important să creezi o conexiune cu publicul. Da, ce, și ce simți asta, când ești pe scenă și cum a fost începuturile? Începuturile mele au fost poate diferite de ale colegilor mei, care majoritatea au urmărit cu sfințenie ceea ce li se spunea în școală decât profesori și părinți. Mie mi-a fost un pic mai greu să fac asta, pentru că de mic am fost poate o fire mai rebelă și am căutat întotdeauna să-mi găsesc singur răspunsurile și trăirile. Și de multe ori am avut probleme și cu profesorii și în școală, pentru că nu La muzică clasică trebuie să respecti foarte, foarte bine ce se spune. Trebuie să interpretezi un pasaj pentru că așa spune profesorul și așa îți cere eticheta muzicii clasice. Și mie mi-a fost foarte greu să fac asta, pentru că poate simțeam să cânt altfel de multe ori și nu era bine, eram puțin frustrat pe chestia asta și o să sar puțin înainte, când am ajuns în Japonia, că probabil mă întreba de ce acolo. Când am ajuns acolo, poate a fost primul moment în viața mea în care m-am simțit total liber să-mi exprim ceea ce simt, să cânt muzica care îmi place, în contextul care îmi place și m-am simțit liber. Și ca să răspund la întrebarea dinainte, da, pentru mine conexiunea cu publicul este cea mai importantă. Nu mă interesează să fiu apreciat de un juriu de specialitate sau de un profesor într-o cameră undeva unde nu contează. Mă interesează să fiu apreciat de oameni, de oameni reali, simpli, adevărați, care ascultă muzică și să cresc cu ei o conexiune prin care amândoi și eu și ei să ne îmbogățim viața. Nu știu, acum că suntem așa la un moment de sinceritate. Trăim, și să mă contrazici dacă nu este așa, într-o societate care, cel puțin pe rețelele de socializare, în discuții, ne place să pozăm perfecțiunea, să creăm această senzație că am fi perfecți. Departe gândul ăsta că nu există perfecțiune, e o utopie, dar voiam să te întreb cât de mult te-a ajutat acest lucru, felul tău de a gândi, faptul că îți spui că, uite, am fost mai rebel, cu ce spui tu, pare așa în contradicție cu muzica clasică, care pare, nu știu, care duce spre perfecțiune, o muzică elitistă, o muzică... Cum te-ai descurcat cu aceste sentimente ale tale într-o societate care, într-adevăr, te și judecă uneori și în care aparențele de multe ori înșeală? Eu întotdeauna mi-am urmărit ideile mele și mai ales mi-am urmat inima și ceea ce am simțit că trebuie să fac și nu m-am avut niciodată nicio îndoială asupra direcției pe care vreau să o urmez, și în carieră cât și în viața personală.
Iar faptul că întotdeauna au fost oameni și colegi de-ai mei care, nu știu, m-au blamat sau n-au înțeles ce vreau să fac sau, cum spui tu, nu am tins pe perfecțiunea aceea spre care tind toți, nu m-a făcut decât să mă ambiționez și să realizez că de multe ori în viața noastră sunt situații sau oameni în jurul nostru care ne transmit o energie negativă sau ne vor spune că nu putem realiza ceva, dar e doar un zgomot pe care pot să-l ignor și să merg mai departe. Și asta am făcut tot timpul. Deci, ai întâlnit astfel de oameni? Da. Am întâlnit de când eram copil. Poate am întâlnit chiar în familia mea sau la profesorii mei sau la prietenii mei. Totdeauna am auzit în jurul meu, nu poți face asta, nu poți cânta ceea ce vrei să cânti, ceea ce vrei tu să faci este imposibil, trebuie să rămâi aici, să găsești un job într-o orchestră sau să predai sau să fii undeva sigur, să aștepți pensia pentru că mai mult de atâta nu poți face sau, nu știu, am văzut la mulți colegi de-ai mei și uneori o, nu știu, poate o lipsă de curaj, dar nu n-aș spune că este o vină a lor, ci mai degrabă este un sistem care de multe ori, de când suntem mici, ne încorsetează în atât de multe reguli și ni se spune că nu poți face decât așa lucruri într-un anumit fel și dacă încerci să faci în alt fel nu este bine, încât multora le, când ajung artiști, profesioniști, le lipsește curajul să încerce un pic și altceva, pentru că sunt convins că sunt mulți artiști și colegi de-ai mei care poate în sufletul lor își doresc să facă altceva și își doresc să simt că au ceva de exprimat ca artiști, dar nu reușesc să o facă. Tu spui că uneori, în ceea ce privește zona aceasta de muzică și nu numai, este foarte greu să spargi aceste bariere, să ieși din tipare fără să fii, nu știu, arătat cu degetul sau pur și simplu, da. Uite ce a făcut ăsta, uite ce non-conformist, uite ce... E greu pentru tine? A fost greu să faci asta de-a lungul timpului? Nu, pentru mine asta a fost cel mai ușor. Mai greu a fost să... Cum să spun, să accept lucrul ăsta, să mă accept pe mine așa cum sunt și să-mi aleg calea pe care să o urmez. Asta pentru mine a fost un punct de cotitură, adică în momentul în care am ales să fac altceva, să nu urmez viața pe care poate o așteptau familia, societatea, prietenii aceia de a fi într-o orchestră și de a lucra acolo, nu că ar fi ceva rău să cânt în orchestră, doar că pentru mine nu era potrivit, nu era ceea ce îmi doream să fac. Și atunci mi-a fost greu, pentru că a fost o luptă interioară. A fost nevoie de curaj, a fost nevoie poate un pic de inconștiență să gândește-te că am lucrat aici într-o orchestră și am plecat în Japonia fără să știu pe nimeni. M-am dus în Tokyo căutându-mi o agenție și încercând să-mi găsesc o cale pentru a realiza ceea ce vreau să fac. Dar din punctul acela, din momentul acela, nimic n-a fost greu niciodată. A fost, fiecare zi a fost o bucurie și cumva eram fericit că pot să urmez visul și să fac ceea ce îmi place. Deci ce a urmat după n-a fost greu și nu este greu. Andrei, ce ți-a spus tatăl tău atunci când stați de vorbă despre muzică? Ce ți spune? Ce vă spuneți unul altuia? Ca doi muzicieni, fiecare pe drumul lui, fiecare cu... Da, ai spus bine, pe drumul lui. Eu cred că el mult timp nici nu a înțeles sau nu cred că a acceptat exact ce fac eu și a fost cumva așa un fel de, nu știu cum să spun, acceptare tacită, nu găsesc exact cuvântul potrivit, însă niciun caz nu cred că a crezut nici el că pot face ceea ce fac acum. Asta sunt convins, pentru că cred că în afară de nimeni n-a crezut nimeni, dar a fost important că am crezut eu și eu cred că asta contează, să crezi tu în alții. Însă cred că mai nu acceptă și el și încep să realizeze că nu există doar muzică cultă, clasică și restul este nimic. Muzica bună este muzică bună, indiferent de gen. Genul muzical este doar un gen muzical, dar muzica bună este în orice, o găsim în orice gen muzical și mai ales un artist talentat, pe părerea mea, indiferent ce ar cânta, face ceva de valoare. Dacă, nu știu, luăm pe Freddie Mercury de la Queen, exact. Poate era dirijor sau pianist, cred că la fel de talentat și la fel de frumos ar fi exprimat sentimentele. Artistul contează, deci genul muzical e arbitrar. Ai simțit vreodată până acum, de-a lungul călătoriei tale muzicale, că ești apreciat mai mult în afară decât în țara ta? Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Ai stat și... Nu m-am gândit și vreau să-ți spun că am fost surprins în ultimii ani, mai ales a fost o întâmplare, că a venit pandemia și am rămas blocat practic aici 2 ani de zile, timp în care am luat contact cu mulți oameni din presă, din media sau oameni obișnuiți și am realizat că și la noi în țară oamenii sunt iubitori de muzică și sunt deschiși să asculte orice gen de muzică și poate înainte de pandemie, când nu am stat atât de mult și n-am cântat în România, ți-aș fi răspuns că da, sunt mai apreciat în afară, dar acum
O să-ți răspund că nu cred. Cred că oamenii sunt aceiași peste tot și publicul meu, oamenii care apreciază muzica mea, sunt aceiași peste tot în lume, oameni care iubesc frumosul și muzică de calitate. Vorbești despre Japonia și chiar am citit într-un interviu că tu spuneai că ți-a deschis foarte multe oportunități și că în Tokyo în fiecare zi este un eveniment, da. Un eveniment cultural, da. Un lucru care îți dă aripi până la urmă, da. Și te lasă să te exprimi liber. Cum a fost călătoria ta muzicală în Japonia? Cum ai ajuns? Ce oameni ai cunoscut? Haideți să vorbim puțin și despre povestea din zona asta. Totul a început, cred că au trecut 10 ani de atunci, am primit întâmplător o ofertă de a locui pe cineva pentru un contract de 2 luni, nu mai țin minte exact. Era un job foarte simplu și jos, era să cânt într-un parc de distracții, gen Disneyland. Erau niște concerte cu artiști europeni și a trebuit să locuiesc pe cineva acolo. Lucram enorm de mult, aveam 6 sau 7 concerte zilnic. Wow. Deci aveam o singură zi liberă, dar practic în ziua liberă trebuia să-mi fac curat în cameră și să fac cumpărături. Era liberă. Nu găseam de mâncare decât la vreo 3-4 stații de tren distanță. Trebuia să merg o dată pe săptămână cu valiza, cu trollerul, să-l umplu cu orez, cu lapte, cu... Nu ploua, ningea, nu conta, trebuia să merg să fac treaba asta. Deci așa a început totul acolo, însă chestia asta nu m-a descurajat, pentru că cumva am simțit acolo un public foarte deschis și iubitor de orice gen de muzică. Și acolo am avut ocazia să cânt ceea ce îmi place, pentru că managerul meu de atunci mi-a spus că poți să cânti ce vrei dacă ai succes. Și acolo, în Japonia, în general, după orice concert, publicul are un formular pe care îl completează. Ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut și atunci... O interacțiune. Exact, mai... dacă am un feedback pozitiv, pot să fac ce vreau. Și după acel contract, cumva, am simțit că acolo este o oportunitate pentru mine ca artist și am intuit că voi avea mai multe șanse de a realiza o carieră într-un timp mai scurt, pentru că arăt altfel, cânt altfel, aveam cumva niște aturi față de artiștii japonezi și mi-am dorit foarte mult să ajung în Tokyo și să mă folosesc de lucrurile astea ca să pot să-mi creez o carieră acolo. După acel parc de distracții, tot am avut așa un noroc. Cântam într-o duminică dimineață la un hotel, la un brunch, și o doamnă m-a ascultat, a venit la mine după concert și mi-a spus că este directora cea mai mare agenții de foreign talent din Tokyo și îmi face viză cadou pe 2 ani de zile ca să pot să mă duc în Tokyo și să-mi continui cariera. Și de momentul ăla am plecat din parcul ăla și m-am dus în Tokyo. Deci a fost tot. Am avut parte de multe întâmplări de genul ăsta și mulți oameni care m-au ajutat de-a lungul călătoriei mele. Și m-am dus în Tokyo și de acolo mi-am continuat cariera la un nivel din ce în ce mai bun. Deci a fost așa un cumul de întâmplări frumoase. A fost un cumul de întâmplări, dar nu se întâmplau dacă eu nu făceam pasul de a merge acolo și de a mă rupe de vechea mea viață. Cât ai stat în Japonia? Cât ai stat acolo? Cu pendulări între România și Japonia mai mult de 10 ani. În timpul pandemiei am venit aici să fac o filmare. Îmi trebuia o filmare pentru o agenție din Statele Unite care lucrez și acum mi-au cerut să fac o filmare și am vrut să filmez în România, am venit aici și n-am putut să mă întorc pentru că Japonia, da, și am rămas aproape 2 ani de zile în România pe timpul pandemiei. Dar cum ți-am spus, așa a fost să fie și am cunoscut o groază de oameni care iubesc muzica și mi-am dat seama că și aici în România pot face proiecte foarte frumoase la un nivel ridicat și avem artiști foarte talentați, că mi-am schimbat total perspectiva. Deci așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Deci pandemia a venit și cu lucruri pentru bune. Mine, da. Și cu lucruri bune. Da. Ce ai învățat din cultura japoneză? Ce te-a făcut să fii un alt Andrei, ca să zic așa? Ce ai învățat de la ei? În primul rând, pot să spun că m-am învățat să nu mai întârzi. Am fost o persoană care întotdeauna a luat timpul ca pe ceva relativ și acolo, în societate și în cultura lor, este un semn de disrespectful, de lipsă de respect să întârzi la o întâlnire. Ceva... La ei și un minut, știu da, că da, este... ce nu se acceptă. Da, așa e. Și... normal că stând acolo a trebuit să mă adaptez la această cerință, dar cred că mi-a făcut foarte bine cumva, m-am responsabilizat și în legătură cu timpul și m-am învățat să fiu mai atent cu oamenii din jurul meu. Asta am observat la ei în societate, este în permanent o grijă și o atenție față de oamenii din jurul nostru, începând cu metrou, în care nu ai voie să vorbești la telefon, nu ai voie să mănânci, nu, ca să nu-i deranjezi pe cei care dorm, pentru că se muncește foarte mult, mai ales în Tokyo, și multă lume doarme în tren și nu, ca să nu-i deranjezi, nu... Deci întotdeauna este o grijă față de alți oameni și cumva m-a responsabilizat și în direcția asta și
cel mai mult m-am învățat să fiu liber. Când am ajuns acolo, m-am îmbrăcat cum am vrut, mi-am lăsat părul lung. Aici așa și era o problemă în România. Mergeam la orchestră să cânt, mi se reproșa că am părul lung, că am blugii strâmți, că nu știu ce, că tot timpul era un reproș adesea imaginii mele. Pe când acolo m-am simțit total liber să mă exprim și în felul ăsta cum vreau. Ai spus că simți că și în România s-au schimbat unele lucruri în da, bine. Da, absolut. Simți că ne îndepărtăm puțin, că mai rupem așa, mai radem așa aceste rigori în care suntem încorsetați și așa este că suntem. Vrem, nu vrem, avem niște stereotipuri pe care din când în când le activăm. Simți că și la noi se schimbă lucrurile pe direcția asta? Eu cred și mă uit la generațiile de tineri, acum de copii în vârsta liceului, sunt mult mai curajoși și mai deschiși și am mare încredere că cu timpul se vor schimba și deja eu am simțit pe pielea mea schimbări. Chiar la concertele mele, că am văzut reacția oamenilor și am văzut ce mi-au spus după. Dacă mă întreb ca o părere personală, mi se pare că în domeniul meu muzică clasică un pic ne este greu să acceptăm că poți porni din muzică clasică, poți fi un instrumentist foarte bun, dar asta nu înseamnă că nu poți cânta și alt gen de muzică. Adică de multe ori colegii mei din muzică clasică tind să blameze sau să minimalizeze alt gen de muzică, ce din punctul meu de vedere e o prostie. Pentru că arta este artă, nu există artă în muzică clasică și nu non-artă în alte genuri. Da, simți că asta vine din niște convingeri sincere pe care le-au oamenii sau pentru că, într-adevăr, mai încercăm să părem și ceea ce nu suntem, așa, tot blamând? Da, poate. Cred că e o combinație de mai multe, o combinație și e o situație împământenită și rădăcinată de generații întregi. Mă uit la ce profesor am avut în facultate și cumva sunt învățat să facă lucruri într-un anumit fel care se repetă la infinit și fără inovație, fără... Dar se schimbă lucrurile, se schimbă și mă uit la festivalurile de film, ce filme se fac în România. Îmi place foarte mult cinemaul și urmăresc festivalurile de film și de la noi și din alte țări și se schimbă lucrurile în bine, fără îndoială. Și consider că în România avem o groază de artiști foarte talentați care merită o șansă. Povestește-ne puțin despre concertele tale, Andrei, de până acum. Care sunt cele mai importante concerte ale lui Andrei? Să știi că pentru mine... Dacă cânt pentru 20 de oameni într-o cameră sau pentru 20.000, sentimentul este același și interpretarea mea este aceeași. Adică nu, pentru mine nu contează câți oameni am în față, ci ce îmi transmite ei și cum mă simt în fața lor. Normal că cu timpul am început să am concerte din ce în ce mai mari, mai ales în ultimul an. Am avut prin toată Europa și în lume concerte de peste 1.000, 2.000, 3.000 de oameni, poate chiar mai mulți. Însă de multe ori când ai un concert de genul ăsta în care este foarte multă lume, te simți cumva mai departe de public decât cele mai mici, în care ești foarte aproape și oamenii în față. Așa, pe scenă, într-o scenă foarte mare, vezi un hău negru și... Dar ca să răspund la întrebare, un moment important al carierei mele a fost fără îndoială concertul de la TIFF, de la Castelul Banfi, în care am deschis pentru Serghei Polunin, care este un artist pe care îl apreciez foarte mult, pentru că și el, ca și mine, a pornit din muzică clasică și, fiind un rebel și un mare talent, a ales să se rupă de muzica clasică, să cânte pe Depeche Mode, în fine, că e total altceva și... El este foarte apreciat și iubit și a fost o onoare pentru mine să împart cena cu el. Iar acum aștept tot un eveniment care va fi foarte important pentru mine, să cânt la Comic-Con, la evenimentul de anime și manga, care se va ține anul acesta în București, că o să fie 55.000 de oameni. Și o să interpretez doar muzică japoneză din anime-uri, ceea ce n-a fost niciodată în viața mea, va fi o... premieră și pentru mine și abia aștept. În rest, am spus, nu contează. Pot să am concerte foarte mari sau foarte mici, pentru mine sentimentul este același și contează, cum să spun, de multe ori simt că este ca o oglindă. Când cânt, publicul îmi transmite poate mai mult decât ce le dau eu și este un schimb de energie. Andrei, care este compromisul muzical pe care nu l-ai face niciodată? Sau știu că niciodată să nu spui niciodată, dar... Nu cred că n-am... Compromis muzical cred că am făcut înainte, când cântam în orchestră sau când făceam lucruri doar pentru că trebuia să le fac sau ca să-mi iau un salariu la sfârșitul lunii. Ăla pentru mine a fost compromis muzical. Pormă, aș face, adică dacă cred în ceva, fac orice. Poți cânti cu Lady Gaga și cu... nu contează.
Nu cred că există cuvântul ăsta, compromis muzical. Compromis de altă natură, da, sunt compromisuri și viața artistică este plină de ele. Eu sper și cred că nu am făcut un compromis de care să-mi fie rușine și am avut o traiectorie curată. Însă, nu, compromis muzical, nu există așa ceva pentru mine. Care este artistul pe care tu îl admiri și cu care ai vrea să, de ce nu să faci să cânti și într-un duet? Mie de când eram copil îmi plăcea Bruce Springsteen foarte mult și am apreciat foarte, foarte mult și versurile și linia melodică a pieselor lui. Țin minte când eram în liceu că aveam o casetă și o puneam tot timpul în timp ce făceam temere la matematică sau nu știu ce mai aveam de făcut. Altfel nu puteam să stau la masă, era imposibil. Deci îmi place foarte mult Bruce Springsteen, mi-a plăcut Beatles foarte mult, sunt o groază de artiști, Miley Cyrus, ascult foarte multă muzică și cred că dacă te uiți la fiecare artist mare, poți găsi ceva care să te inspire sau să-ți placă, indiferent de genul. Poate fi hip-hop, pop, rock, clasic. L-am adorat pe Mișa Maischi, pe violoncelist, care pentru mine a semnat foarte mult când eram mic, pentru că la fel, acum realizez, dând timpul înapoi, că și el, în interpretările lui, tot timpul era altfel și era liber. Și cred că asta mi-a, cumva, încăutam în mine, nu știu, răspunsuri sau asigurări că pot și eu la un moment dat să fiu altfel decât ceilalți și să trăiesc din asta, să pot să supraviețuiesc, fiind altfel. Știu că ai început și în România un proiect, acum nu mai știu ce stadiu este, prin care readuceai în atenția oamenilor locații uitate din anumite zone din România, prin muzica ta, pe perioada pandemiei. Care este stadiul acestui proiect? Mi s-a părut un proiect foarte interesant și foarte, foarte frumos. Este încă derulare. Între timp mi-am făcut și un ONG, o organizație non-profit, și vreau să continui acest proiect prin acest ONG, ca să am și o formă legală de a ajuta acele clădiri, nu doar prin a face un concert, ci chiar prin donații. Totul a început pentru că în familia mea a fost o proprietate la Constanța, Vila Șuțu, care a aparținut unei mătuși din partea tatălui, în fine. Și cumva, văzând clădirea aia și stadiul deplorabil în care se afla, am filmat un clip acolo la pentru aveam o piesă de Aerosmith pe care am filmat-o acolo. Și atunci mi-a venit ideea, văzând clădirea aceea, o clădire superbă și un monument arhitectural lăsat așa de izbeliște, că mi-aș dori să pot să fac ceva să ajut clădirile din România de genul ăsta. Și e foarte bine, pentru că sunt foarte multe clădiri în situația asta. Din păcate, acum lucrez foarte mult și am concert aproape, nu știu, la două săptămâni sau o săptămână undeva în lume și mi-e greu să mai dedic timp, dar o să încerc, pentru că nu vreau să uit proiectul ăsta și chiar doresc să nu, pentru ei, sincer, e un proiect foarte fain și foarte util pentru România de astăzi, care într-adevăr și-a lăsat atâtea clădiri de izbeliște, clădiri, monument, avem nevoie. Unde ești în următoarea perioadă? Într-o săptămână, două, trei, că nu stai locului, văd. La duminică seară plec, deci luni ajung la Hong Kong, o să cânt acolo, după care mă duc din Hong Kong în Tokyo pentru două zile, după care din Tokyo Abu Dhabi, am concert în Abu Dhabi și până în Iordania, după care mă întorc în România pentru o săptămână și plec chiar în Japonia două săptămâni. După care aștept să văd ce program am, pentru că urmează să primesc concertele pe care o să am un concert interesant în Grecia, tot că vorbeam de monument, într-un vechi amfiteatru undeva, într-o locație superbă și sper să reușesc să organizez programul să-l fac și pe acela. Iar vara de obicei sunt în zona de mediterană, în Italia, Spania, Franța, cred că și în Turcia o să fiu. O să văd, oricum o să am destul de multe concerte și vara asta. Asta e foarte bine. Ce te inspiră? Există un loc care te inspiră, un loc unde te tragi, unde îți place sau? Nu neapărat, nu. Îmi găsesc inspirația aleator. Și discuția cu tine poate să mă inspire să-mi schimb. Consider în primul rând că întâlnirile cu oamenii și discuțiile cu oamenii, indiferent de clasa socială, de vârstă sau de loc, pot să-ți îmbogățească experiența și să-ți dea o idee sau să te ghideze puțin pe o traiectorie mai bună. Și în cazul meu, de multe ori, discuțiile cu oamenii și ideile lor m-au făcut să-mi schimb puțin optica. Deci cred că contactul cu oamenii pentru mine este întotdeauna o sursă de inspirație permanentă. Există un public care a fost mai aproape așa pe sufletul tău, pe ce este Andrei Cavasi?
Da, am realizat lucrul ăsta când am fost o lună de zile în America de Sud și am avut niște concerte în Buenos Aires. Mi-am dat seama că publicul din America de Sud este total special și porul mi-a fost greu după ce am plecat de acolo, că am avut, nu mai știu unde am plecat. În fine, am avut concert în altă țară după America de Sud și chiar mi s-a părut că nu le-a plăcut. Vorbeam cu producătorul meu dacă a fost ok sau nu, pentru că eram obișnuit cu felul lor, cu Batiste în aer, cu, mă rog, cu Țipau, adică erau, se exteriorizau foarte mult și până plecând de acolo, când, mai, cred că în Anglia am fost undeva, lumea era ca la biserică și m-am întrebat dacă crezi că le-a plăcut și da, e ok, dar deci în America de Sud, ca să răspund, da, fără îndoială America de Sud, da, Argentina. Ți-a lipsit în pandemie conexiunea cu oamenii? Crezi în chestia asta? Hai să facem online? Merge, dar am cred crezut că e în perioada pandemiei, pentru că nu era altă variantă și consider că întotdeauna în viață trebuie să găsești o cale. Nu se mai poate într-un fel, trebuie să reușești să faci în altfel, nu poți să renunci. Atunci, corect, evident că era situația de atunci, dar dacă mă întrebi, nu. Și chiar aș vrea să accentuez lucrul ăsta, că avem nevoie de public și avem nevoie ca oamenii să înțeleagă că artiștii, dacă vor să supraviețuiască și vreți în continuare să aveți concerte de calitate, să veniți la concert, să cumpărați bilet, indiferent pentru ce artist, dar să susțineți arta. Pentru că fără public la concerte live lucrul ăsta va dispărea și sunt convins că sunt mulți părinți care ezită să-și dea copiii sau să-i lase să urmeze o carieră muzicală tocmai pentru că nu știu dacă vor putea trăi din lucrul ăsta. Deci avem nevoie de public. Așa este. Cum vezi, apropo că ai deschis un subiect acum, cum vezi următoarea generație, generația tânără de muzicieni? Cum simți? Nu pot să spun că am un contact direct, nu predau, nu am, pot să spun că sunt foarte mulți copii care vin după concertele mele și mă bucur enorm lucrul ăsta și vin și îmi spun că unii că au făcut muzică, au făcut vioară sau violoncel, s-au lăsat datorită mie sau vor să se reapuce sau copii care îmi spun că vor să se apuce de muzică după ce m-au ascultat pe mine și pe mulți, mai ales i-a inspirat povestea mea și faptul că am ales să fac lucrurile așa cum am simțit și așa cum am vrut. Și cred că și la noi avem foarte mulți copii talentați, trebuie doar să le dăm șansa să se exprime. Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o, așa din drumul ăsta al tău, către muzică, înspre muzică, dinspre muzică, și ce ar fi fost Andrei Cavasi dacă nu ar fi fost muzician, dacă n-ar fi urmat acest drum? Că știu că din partea mamei, dacă nu mă înșel, sunt medici. Mm-hmm. Te-ai fi văzut în halat alb? M-aș fi văzut, dar este o meserie atât de grea și atât de multă responsabilitate și trebuie să înveți foarte mult în perioada de acumulare de informații, cât pentru personalitatea mea, că era imposibil să... Nu am niciodată stat la un birou să învăț. Cred că aș mi-ar plăcut să lucrez în cinema, să actor sau regizor undeva în domeniul cinemaului, fără îndoială mi-ar fi plăcut. Și în răspuns la prima întrebare, cu ce am rămas sau ce am... Vreau să spun că și acum cred în lucrul ăsta, nu trebuie să renunți niciodată și nu... Niciodată nu trebuie să renunți la un vis și la ceea ce crezi că e bine și ceea ce crezi că trebuie să urmezi în viață, pentru că mai devreme sau mai târziu vei ajunge unde îți dorești dacă nu renunți și continui să te lupți pentru lucrul ăla, pentru că până la urmă fiecare zi o luptă și trebuie și o luptă cu tine de multe ori, să nu te lași influențat de oamenii din jur, de cei care spun că nu poți face lucrul ăla, pentru că până la urmă tu trăiești viața ta și dacă tu crezi în tine, se va întâmpla până la urmă. Deci nu. Vremurile s-au schimbat acum și nu e, o știm toți, tehnologia a avansat, lumea pare că este altfel. Se dor de vremurile când muzica se asculta la casetofon, când aveam casete, când stăteam, sau e bine, e foarte bine că s-a întâmplat așa și că această tehnologie ne-a ajutat să ne deplasăm mai repede, să putem să avem alte conexiuni. E o întrebare interesantă. Cred că totul este cu plus și minus. Evident că era mai real atunci, dar gândește-te că pe vremea aia, uite, când Beatles au renunțat să facă concerte live pentru că nu mai puteau să facă față cu sistemele de atunci, că erau atât de mulți oameni pe stadion, dar nu se auzea absolut nimic, erau în vacarm, nu făceau față boxele. Citam în interviu că Ringo, troboșarul lor, spunea că n-auzea absolut nimic, ar să uita la fundul lui Paul McCartney să se prindă ritmul, că era un haos. Exact. Deci acum ne ajută foarte mult tehnologia și avem multe, poți să cânti în orice condiții, avem
o groază de avantaje, dar pe de altă parte, după cum ai menționat și tu, cumva ne îndepărtăm de spiritul și de mesajul real al muzicii, care este conexiunea umană, și ajungem să ne uităm numai pe YouTube, să fie videoclipuri făcute pe TikTok, soliști care vin și cântă cu autotune, cu backing tracks, fac playback. Deci tehnologia asta pe undeva te ajută să păcălești foarte mult, să deturnezi din valoarea reală. Deci e cu duș întors. Dacă mă întreb, mie îmi place. Eu sunt pro-tehnologie și pro ceea ce se întâmplă acum, dar cu mențiunea că să fie folosită în direcția potrivită, nu ca să maschezi niște lipsuri ale artistului, ci ca să-l ajut să-și transmită mesajul în condiții cât mai bune pentru public. Deci s-au pierdut lucruri sau și câștigat lucruri? Ca, cred că e așa în viață. Un balans. Și prima întrebare este, care este cuvântul tău preferat? E greu. Da, e greu că trebuie să aleg unul. Aș spune pasiune. Pasiune. Da. Care este cuvântul pe care îl detești cel mai mult? Nu se poate, nu știu dacă e un cuvânt, dar nu se poate. Nu, ar fi în engleză, dar nu. Care este plăcerea? Plăcerea. Cum ai defini plăcerea? Pentru mine, muzică. Care este sunetul preferat? O să-ți răspund puțin mai lung aici. Sunetul preferat pentru mine este liniștea totală. Adică când dorm în pace, n-aud absolut nimica, pentru că am lucrat foarte mult în studio și m-am învățat urechile să ascult absolut cele mai mici detalii și cumva mă obosește fără dacă aud zgomot sau muzică sau orice chestie de genul ăsta seara, și atunci prefer, deci liniștea pentru liniștea. Mine este, da, liniștea. Te surprinde chestia asta, dar liniștea, da. Care este sunetul care te irită cel mai mult? Sunetul acum care ai vorbit de liniște. Cred că comentariile oamenilor, comentariile negative. Bărbatul și, sau femeia pe care i-ați dori să apară pe o bancnotă? Ce întrebare, cred că... Dă greu, domnul Bernard. Bărbatul, ți-am spus că Bruce Springsteen este artistul care, deci l-aș pune pe el, iar femeie, cred că Zoe Kravitz. Ce meserie, că tot am vorbit de-a lungul interviului nostru de meserii, de muzică, da. De nu ți-ar plăcea niciodată să practici? Să cânt în orchestră. Aul. În ce animal sau plantă ți-ai dori să te reîncarnezi? Tigru. Tigru. Când o să ajungi în rai, ce ai dori să-L întrebi pe Dumnezeu? De ce a fost așa de scurt? Mulțumesc încă o dată și aș vrea să te las pe tine pe final să transmiți un mesaj oamenilor care ascultă muzica ta, oamenilor de orice vârstă, tinerilor. Ce ai vrea să le spui? Cum am spus și înainte, îmi doresc foarte mult ca lumea să înțeleagă că avem nevoie de public pentru a supraviețui și pentru a reuși să continuăm această călătorie și această pasiune pe care o avem în noi, toți artiștii. Avem nevoie de voi și este, luăm parte împreună la acest drum, noi cât și publicul, și vreau să țin aminte că avem nevoie de ei și că nu este suficient să dea un click pe un mouse sau un like, e nevoie să iasă din casă, să cumpere un bilet și să vină la concerte ca să putem să avem și generația următoare de artiști care să-i bucure la concerte. Și care să continue povestea muzicii. Exact. Există, mai am o întrebare. Există o persoană căreia ai vrea să-i mulțumești pentru ceea ce ești astăzi? Mi-aș mulțumi mie, pentru că am avut curajul să fac ceea ce alții mi-au spus că nu se poate. Mulțumesc mult, Andrei. Mulțumesc. Dumneavoastră vă mulțumesc că ați urmărit interviul nostru. Până data viitoare, rămâneți cu gândul la noi.